Sondajul telefonic realizat de organizația municipală a Partidului Național Liberal pe un eșantion de 120 de persoane arată un lucru cel puțin straniu în ceea ce privește informarea cetățenilor județului nostru cu privire la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, ce va avea loc pe 29 iulie. La sondajul local, în jur de... Deci au fost intervievate 120 de persoane până în acest moment, urmând ca să fie intervievate 1000 până la referendum. Iar la... Acum, 30% n-au știut ce e la referendum. Ceea ce e grav. Cunoașteți faptul că pe 29 iulie se votează și că în această zi se votează pentru referendum pentru demiterea președintelui și au spus nu. Nu știm, mamă, ce e la referendum. Pentru creșterea participării la vot, reprezentanții PNL Giurgiu își pun mari speranțe în mass media locală, dar și în primarii USL din teritoriu. Pentru ca referendumul să fie validat, este necesară prezența la urne a 50% plus 1 din numărul total al cetățenilor cu drept de vot.